ziua, sunt Daniela Andreev și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante subiecte. Șoferul care în luna februarie a provocat un accident pe viaduct, în urma căruia o tânără a rămas fără ambele picioare, a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare. Avocatul acestuia spune că va contesta decizia. Trafic blocat și ambuteiaje astăzi în capitală în timpul unui exercițiu de simulare a deplasării delegațiilor străine. Poliția a desfășurat antrenamentul în cadrul pregătirilor pentru summitul din 1 iunie. Zilele de 1 și 2 iunie vor fi declarate libere, iar anul școlar se va încheia pe 30 mai în contextul organizării summitului, care va reuni aproape 50 de oficiali străini. Șoferul care în luna februarie a provocat un accident pe viaduct, în urma căruia o tânără a rămas fără ambele picioare, a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare. Instanța a decis că acesta urmează să achite un prejudiciu de 2 milioane de lei. Avocatul lui Gheorghe Begu ne-a spus că va contesta decizia la Curtea de Apel. Mi se stabilește o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 3 ani, 6 luni, cu executare în penitenciar fictiv deschis și cu anularea dreptului a conduce mijloace de transport. Potrivit hotărârii instanței, 2 ani, șoferul urmează să-i petreacă într-un penitenciar de tip deschis, iar un an și 6 luni sunt cu suspendare. De asemenea, Gheorghe Begu va trebui să-i achite victimei accidentului un prejudiciu de 2 milioane de lei. Până la data când sentința va deveni definitivă, se aplică în privința lui Begu Gheorghe măsura preventivă, arestul preventiv pentru asigurarea punerii în executare a pedepsei cu închisoarea. Gheorghe Begu și avocatul său nu s-au prezentat astăzi în fața instanței. Apărătorul ne-a spus că va contesta decizia la Curtea de Apel. Nici victima accidentului nu a fost prezentă la ședință, pentru că se află în Germania la tratament. Tatăl Marcelei Paladini a spus că nu este de acord cu decizia luată de magistrați. Nu cred în justiție. Este lege până la 7 ani, care nu s-a cerut scuză oficial, de la nu s-a implicat în nimic. E mândru. Procurorul de caz, care inițial a solicitat o pedeapsă de 4 ani și 8 luni de închisoare, ne-a spus că urmează să decide dacă va ataca decizia la Curtea de Apel. Eu am studiat sentința, am să mă uit la argumentele care au fost evocate din instanța de judecată, după care, în timp de 15 zile, conform legislației în vigoare, am să mă decid. Accidentul a avut loc pe 6 februarie, pe Bulevardul Dacia din capitală. Atunci, în urma unui accident cu implicarea a două mașini, victima s-a apropiat de portbagaj pentru a scoate triunghiul de siguranță, iar în acel moment a fost lovit de un BMW. Tânăra a rămas fără ambele picioare. Șoferul este învinuit de încălcarea regulilor de securitate a circulației sau de exploatarea mijloacelor de transport, ce a cauzat din imprudență leziuni corporale. O bucată de tavan dintr-o cameră de cămin a Academiei de Arte a căzut peste o studentă. Ne pregăteam să ducem la Academie și am auzit așa un zgomot, parcă se dărâmă ceva. Și spun colegii, zic, ce se aude? Și cum mă uit în sus, văd că se dărâmă peretele. Tânăra s-a ales cu răni ușoare. Ce spune administrația despre incidentul periculos, aflați în jurnal. Sirenele poliției au răsunat de dimineață în sectoarele Centru și Botanica. Ministerul de Interne împreună cu autoritățile din cadrul Securității Naționale au desfășurat un exercițiu de antrenament al polițiștilor de patrulare care vor însoți delegațiile străine ce urmează să ajungă la summitul din 1 iunie. Traficul a fost blocat pentru aproximativ 20 de minute pe străzile principale din oraș și s-au format ambuteiaje. Unii șoferi, dar și pietoni s-au arătat indignați că întârzie la muncă. Coloanele de poliție care urmează să însoțească delegațiile ce vor ajunge pe 1 iunie la Chișinău au pornit din sectorul Centru spre Botanica, în direcția aeroportului internațional Chișinău. Reprezentanții forțelor de securitate erau prezenți aproape la fiecare intersecție și au blocat traficul pe câteva străzi. Și
traficul pentru pietoni a fost restricționat, iar dacă unii se conformau indicațiilor ofițerilor de la paza de stat, alții nu prea. Păi nu vă supărați, dar ăștia trec. Cum să stau eu și ăștia trec? Nu vă dușit. Așa că ofițerul a mai cedat din când în când. Unii se încumetau să treacă chiar în momentul în care se apropia coloana de mașini a poliției. Treci înapoi! Înapoi! Exercițiile polițiștilor i-au nemulțumit pe unii locuitori ai capitalei. Groaznic! Oaspeți de după hotare din 60 de seri la un summit. Dar ei vin undeva în 1 iunie, dar uitați ce disconfort fac la lumea de pe acum. Dar asta nu-i bine, nu-i plăcut. Ia uitați ce faci. Lumea întârzi la lucru. Faci fă noaptea repetițiile, dar nu ziua în timpul lucru. Asta e foarte rău guvernare, se gândește. Altora le-a prins bine situația. Idei nu am ce se întâmplă, dar e un pic problematic. Trebuie să mă duc pe jos la universitate. Dar este un plus că e cald afară și mă primblă un pic. Așa că mulțumesc poliției pentru cei ce organizează. Și șoferii ne-au spus că poliția ar fi trebuit să aleagă altă oră pentru aceste exerciții. Cam mult însă, doamnă, dar timpul care noi stăm în ambuteiaje nu costă, doamnă. Timpul la fiecare costă, nu? Mașina, motorină. Sunt exerciții pentru summitul din 1 iunie. Ați auzit de acest summit? Care va avea loc la Chișinău. Da, da, se aude. Dar cred că nu are nicio valoare nimic, doamnă. N-ați întârziat la comandă? Parcă am întârziat, din păcate, da. Da? Cred că antrenamentul ăsta nu e ok care îl fac ei. Iar alții au fost mai răbdători. Мне кажется, что купили для полиции новые машины и показывали их, да? Нет. Нет? Это для саммита с 1 июня. Если это нужно для политики страны, то значит это хорошо. După ce coloanele de mașini ale poliției au trecut spre aeroport, traficul fiind blocat din toate direcțiile, acum ofițerii de patrulare au deblocat circulația și lucrează la fluidizarea traficului, astfel încât să reducă din ambuteiajele care s-au format din toate direcțiile. Poliția a anunțat ulterior că exercițiul tactic s-a desfășurat fără incidente. Dar este o normalitate ca aceste exerciții să aibă loc dimineața atunci când traficul și așa este blocat și șoferii sunt nemulțumiți? Mai degrabă este important să ne asigurăm că exercițiile sunt desfășurate în condiții cât mai aproape de realitate, acele care ar însemna că summitul se va desfășura într-o perioadă în care Republica Moldova, capitala, va avea viața sa obișnuită. Potrivit ministrului de interne, astfel de exerciții vor mai avea loc până pe 1 iunie. Zile libere și vacanță în avans. Pe data de 1 și 2 iunie, bugetarii nu vor munci, iar elevii vor încheia anul școlar pe 30 mai. O decizie în acest sens urmează să fie aprobată de guvern. Anul școlar în acest an se va încheia pe data de 30 mai. La fel, pe data de 30 mai va fi organizat ultimul sunet în toate școlile din țară. Anunțăm asta din timp, astfel încât comunitatea școlară, familiile, elevii, studenții antrenați în proces academic să cunoască despre acest fapt. Totodată, Ministerul Muncii și Protecției Sociale va veni cu inițiativa de a declara data de 1 iunie o zi liberă, iar data de 2 iunie o zi liberă pentru sectorul public, astfel încât să putem să organizăm armonios procesele aferente desfășurării summitului Comunității Politice Europene. La data de 1 iunie, în Republica Moldova vor veni 47 de președinți și șefi de guverne. În țara noastră va avea loc cea de-a doua reuniune a Comunității Politice Europene, care anul trecut a avut loc la Praga. Oficialii vor pune în discuție eforturile comune pentru pace în contextul războiului din Ucraina, apărarea democrației și consolidarea securității energetice. Comunitatea Politică Europeană a fost creată anul trecut la inițiativa președintelui Franței. Marina Tauber a fost plasată în arest la domiciliu pentru 20 de zile. Anunțul a fost făcut aseară după o ședință care a durat mai bine de 5 ore. Tauber și avocații săi au declarat că decizia este ilegală. Procurorul de caz susține însă că deputatul a încălcat mai multe restricții și ar fi încercat să se eschiveze de la organul de urmărire penală. Dosarul în care este vizată Tauber e la etapa finală și va fi trimis în curând în judecată.
Eu am toate permisiunile. Marina, mă-s vami. A dorit să fugiți din țară. Marina, mă-s tăvoi. Nu am dorit să fug. Marina Tauber a fost adusă în fața magistraților, fiind escortată de mai mulți ofițeri CNA. Deputatul Partidului Șor a declarat că urma să meargă în Israel pentru investigații medicale și susține că nu intenționa să se vadă cu fugarul Ilan Șor. Выйдем на протесты и сметем эту власть. Только из-за этого я арестована. Responsabilii de la președinție ne-au spus că fiecare persoană este obligată să respecte prevederile legale ale Republicii Moldova, iar orice abatere sau încălcare trebuie să fie sancționată conform legii. Avocații susțin că Tauber nu a avut nicio restricție și că reținerea acesteia este ilegală. Noi am adus argumente în fața instanței că ea nu a dorit să fugă de către procurator și organul urmăririi penale. În a patrulea rând, noi am adus probe că interceptările audio a telefoanelor și video nu sunt în concordanță cu codul de procedură penală. Norma care a fost aplicată la baza reținerii, deci e vorba despre încălcarea măsurilor restricțiilor, deci pe lângă faptul că a fost o tentativă de a nu fi prezentă la organul de urmărire penală și în fața procurorilor, deci noi, în ședința de judecată, am prezentat un set de probe care demonstrează încălcarea tuturor restricțiilor care au fost impuse de către instanța de judecată națională din perioada ce s-a aflat ultima în arest la domiciliu până la data de astăzi. În această perioadă, dumneiei, având restricția de a comunica cu învinuiții de pe dosar, a folosit telefoane speciale cu aplicația BRIA, prin care a purtat conferințe dând indicații directe președinților și vicepreședinților oficiilor teritoriale de Republica Moldova cum să racoleze persoanele pentru a participa la proteste. Aceste discuții au fost interceptate prin intermediul măsurilor speciale de investigație și au fost puse astăzi pe masa judecătorului. Marina Tauber a fost reținută luni la aeroport. Avea bilete spre Israel, acolo unde se află Ilan Șor, dar nu a mai apucat să urce în avion. Tauber este vizat în două cauze penale, pe faptul acceptării finanțării partidului de către un grup criminal organizat și falsificarea raportului de gestiune financiară a partidului Șor. Ea neagă acuzațiile. Anterior, ea a mai fost reținută, apoi plasată în arest, ca ulterior să fie eliberată. O nouă ședință în dosarul în care Igor Dodon, soția sa și un medic de familie sunt bănuiți că au prezentat în instanță un certificat medical fals a fost amânată. De data aceasta, în fața magistraților, nu s-a prezentat avocatul medicului de familie. Eu cu soția m-am prezentat. Cum am spus, noi nu avem cine ascunde, o să demonstrăm în judecată. Nu părăsim țara, nu ne schivăm. Am înțeles că unul din avocații, nu a nostru, alte persoane, nu a putut să vină. Și prima ședință în dosar a fost amânată pentru că atunci avocatul Galinei Dodon a lipsit. Dosarul a fost deschis la începutul lunii februarie, după ce procurorii au anunțat că certificatul prin care Igor Dodon și-a cerut permisiunea de a merge la un tratament în România cu fiul său ar fi fals. Fostul președinte este vizat în alte două dosare. Incident periculos la un cămin al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Capitală. O parte din tavanul unei camere a căzut peste o studentă care s-a ales cu răni ușoare. Aceasta spune că a anunțat anterior administrația căminului despre starea deplorabilă a podului, lucru negat de responsabili. Ministerul Culturii susține că s-a autosesizat și va investiga cazul. Așa arată acum podul camerei de la căminul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice de pe strada Armenească din Capitală. Ieri dimineață, tencuiala s-a surpat și a căzut peste Valeria, o tânără studentă care locuiește aici împreună cu o colegă. Ne pregăteam să ducem la Academie și am auzit așa un zgomot, parcă se dărâmă ceva. Și spun colegii, zic, ce se aude? Și cum mă uit în sus, văd că se dărâmă peretele. Și eu am sărit pe pat și mi-am acoperit capul cu mâinile. S-a întâmplat asta în timpul nopții, atunci nu știu cum avea să fie. Când s-a întâmplat incidentul, eu eram la Academie. M-am speriat și eu, deja acum cu stres.
Camera se află la parterul căminului în care locuiau două studente în anul 4. Aici puteți vedea două paturi, noptierile și masa de lucru. Bucățile de moluz au căzut chiar în acest loc pe patul uneia dintre studente. Valeria s-a ales cu câteva zgârieturi, însă nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Studenta susține că anterior a anunțat intendentul căminului despre starea podului, însă nu s-a intervenit, lucru negat de administrație. Când le-am cazat, era pur și simplu plesnit, atâta. În curs, pe urmă, ele spun că s-o lăsat, dar ele nu m-au anunțat. Studenții cazați în acest cămin spun că trăiesc cu frica în sân după acest incident. Noi ne-am speriat, desigur, de colega noastră care fiecare zi contactăm cu dânsa și la dânsa așa chestii s-au întâmplat, desigur, și am auzit că era foarte speriat și era un șoc mare. Situația în cămin la noi deplorabilă din multe puncte de vedere. Nu se iau măsuri pentru că noi se așteaptă să cadă tavanii, să strice uși, să cadă clădiri și tencuială tot, ca să rezolve ceva. Mai mult, studenții spun că situația este deplorabilă nu doar în cămine, ci și în sălele de clasă de la Academie. Ne-am speriat. Eu personal am stat cu grijă, pentru că chestia asta se poate întâmpla la oricine. Barmisia a spus că la ea în cameră ceva este în neregulă, dar nu s-au luat măsuri în legătură cu asta. Păi uitați-vă acolo. E suficient doar să te uiți cu privire și vezi că tot aici se răschește. Am scris cerere ca să ne pună un linoleum și e tot deja de 2 ani când... cât nu se mai face nimic. Nu s-a făcut niciodată niciun soi de reparații decât astea minuscule vara care se fac cosmetice. Fisuri sunt foarte multe, mai ales afară dacă ieșiți, da? Uneori chiar putem prin curtea Academiei să auzim o replică. Nu sta acolo că există pericolul să cadă o piatră peste tine. Administrația Academiei de Arte susține că s-a autosesizat și va investiga din ce cauză a căzut o parte din tavan. Reparații noi facem în fiecare an la cămini. Facem reparații cele mai urgente lucrări, noi numai decât le facem. Ne-am adresat la o organizație de profil, sunt trimat un expert în construcții, în domeniu, care să studieze, să uite din ce cauză a căzut tencuiala aceea. Din punctul meu de vedere este foarte grav, pentru că nu accidentul în sine, nu slavă Domnului că n-a avut nimeni de suferit, dar atunci când îți cade tavanul în cap, este cazul să ne punem multe semne de întrebare. Voi insista să facem o investigație internă ca să stabilim unde, de ce și cum s-a ajuns la această situație. Contractul de studii la Academia de Artă este unul dintre cele mai scumpe și poate depăși suma de 41.000 de lei pentru cei care aleg specialitatea canto academic, iar taxele pentru cazarea în căminele instituției pot ajunge până la 6.000 de lei pentru un an academic. Rusia îi acuză pe ucraineni că ar fi încercat să-l asasineze pe Vladimir Putin într-un atac cu drone lansat deasupra Kremlinului. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului spune că Putin se afla în altă parte în momentul atacului, calificat drept unul terorist. Imediat la știri vedeți reacția Kievului. Rusia a lansat pe timpul nopții o nouă rundă de atacuri asupra Kievului, a treia în ultimele șase zile. Sistemele de apărare aeriană au distrus toate dronele fără a fi raportate imediat victime sau distrugeri. Între timp, un incendiu major a izbucnit azi dimineață la un depozit de combustibil lângă podul lui Putin din Crimeea. Presa rusă scrie că ucrainenii ar fi lovit cu drone terminalul petrolier. În aceste imagini se arată momentul în care sunt doborâte dronele deasupra Kievului. Sirenele de raid aerian au răsunat azi dimineață în cea mai mare parte a estului Ucrainei. Mai multe drone Shahed au fost doborâte și în regiunea Zaporojie, însă una a căzut peste o gospodărie, fără a provoca victime. Tot azi dimineață, un incendiu major a izbucnit la un depozit de combustibil din apropierea podului Kerchi, care leagă Rusia continentală de Crimeea anexată ilegal de ruși. Flăcările și fumul negru se ridicau deasupra ceea ce păreau a fi rezervoare mari pe care erau inscripționate avertismente roșii de inflamabil.
Incendiul a fost clasificat ca fiind de cel mai înalt grad de dificultate, a declarat pe canalul de Telegram guvernatorul regiunii Krasnodar. Situația peste Marea Azov, de cealaltă parte a Ucrainei, adăugând că nu au existat victime. Incidentul a avut loc la câteva zile după ce sâmbătă un atac cu drone a incendiat un depozit de combustibil rusesc în portul Sevastopol din Crimeea, iar Moscova a acuzat Ucraina. Și de această dată, presa rusă scrie că ucrainenii au lansat două drone asupra depozitului de petrol din Krasnodar. Una a fost doborâtă, iar a doua a căzut peste o cisternă, provocând un incendiu. Se înmulțesc și sabotajele în Rusia. Un al doilea tren de marfă din regiunea rusă Bryansk, la granița cu Ucraina, a deraiat din cauza detonării unui dispozitiv explozibil pe sine, pentru a doua zi consecutiv. Astăzi au fost lichidate consecințele, iar circulația feroviară a fost reluată. Tot azi, FSB-ul rusesc a anunțat că a reținut mai mulți agenți ai Serviciului de Informație a Ucrainei, care ar fi planificat o serie de atacuri teroriste în Crimeea. Presa rusă a relatat pe larg aceste subiecte, precum și informațiile cu privire la loviturile cu rachete și drone asupra teritoriului Ucrainei. Moscova face acest lucru pentru a reduce nivelul de anxietate din spațiul informațional rusesc în legătură cu viitoarea contraofensivă ucraineană. Sunt convinși analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului. Ucraina este pregătită pentru atac, susține șeful statului major al SUA, în timp ce secretarul de stat american Antony Blinken afirmă că mult așteptata contraofensivă ar putea fi lansată în săptămânile următoare. Asta, deși potrivit Politico, din cauza scurgerii de documente clasificate americane, Kievul ascunde aliaților detaliile viitoarei contraofensive. Ucraina a pregătit 8 brigăzi pentru furtuna iminentă care va lovi armata lui Putin, susțin oficial de la Kiev. Potrivit Kievului, brigăzile pregătite pentru a lua parte la o viitoare contraofensivă au fost formate complet. Este vorba de 40.000 de soldați gata să ia parte la lupte și care se antrenează în permanență. În aceste imagini, forțele de apărare teritoriale ucraineană fac exerciții militare în regiunea Rivne. Відпрацювання зачистки будівлі, взяття полоненого і відхід. Найскладніше, що було найскладніше? Дими. Задихаємося. Чисто! Вони відпрацьовують декілька питань, і внаслідок цієї роботи вони здобувають психологічну стійкість і натренованість для того, щоб у справжньому бою їх продемонструвати. Добре, що є можливість так гарно потренуватися. Toți acești luptători sunt voluntari, cuprinzând un amestec de recruți nepregătiți, polițiști și unii veterani ai luptelor anterioare cu Rusia. Documentele scurse de la Pentagon au indicat că un exercițiu de simulare a ajuns la concluzia că Ucraina are nevoie de 12 brigăzi proaspete pentru a străpunge frontul, cuprinzând 3 brigăzi proprii și 9 brigăzi antrenate și echipate cu tancuri Leopard occidentale și alte tancuri, vehicule blindate și alte echipamente la standarde NATO. Strategia Ucrainei este de a provoca pierderi grele Rusiei pe măsură ce avansează treptat în Bahmut. Kievul a trimis întăriri pentru a împiedica încercuirea orașului. Furtuna ucraineană dă fiori reci Moscovei. Ministrul rus al apărării, Serghei Șoigu, a cerut dublarea producției de rachete. Главная задача сегодняшний день это надо увеличить вдвое производство. Я думаю, что вам это по силам. Institutul pentru Studiul Războiului notează în evaluarea sa de azi că declarațiile lui Șoigu privind producția de rachete au fost probabil concepute pentru a devia de la afirmațiile potrivit cărora ministerul său nu a fost capabil să mențină forțele rusești aprovizionate în mod adecvat cu muniție, precum și pentru a părea proactiv pe fondul preocupărilor legate de iminenta contraofensivă ucraineană. Serviciile militare secrete britanice au evaluat că Rusia nu are suficiente muniție pentru a obține succesul în ofensivă.
Moscova susține că Ucraina a încercat să-l asasineze pe Vladimir Putin într-un atac cu drone lansat asupra Kremlinului, acuzații respinse de Kiev. Aparatele de zbor ar fi fost doborâte, iar o înregistrare video arată momentul în care o dronă explodează lângă unul dintre turnurile Kremlinului. Purtătorul de cuvânt al lui Putin a spus că liderul rus se afla în acel moment la altă reședință a sa și a amenințat că Rusia se va răzbuna. Acesta ar fi momentul în care o dronă explodează deasupra Kremlinului. Autenticitatea imaginilor însă nu a fost confirmată. Iar în aceste imagini se vede că unul dintre turnurile Kremlinului a luat foc în urma căderii dronei. Aceste imagini au apărut imediat după ce, într-un comunicat remis presei, Kremlinul a acuzat Kievul că a încercat să lovească cu vehicule aeriene fără pilot reședința de la Kremlin a președintelui Federației Ruse, adăugând că dronele au fost doborâte. Același comunicat mai precizează că, în urma actului calificat drept atac terorist, președintele Putin nu se afla la reședința de la Kremlin. Totodată, partea rusă își rezervă dreptul de a lua măsuri de răzbunare, acolo unde și când consideră de cuviință. Purtătorul de cuvânt al președintelui Zelenski a negat acuzațiile conform cărora Ucraina ar fi fost implicată în atacul asupra Kremlinului. După acest incident, primarul Moscovei a anunțat că, începând de astăzi, în capitala rusă este interzisă lansarea dronelor. Activistul belarus Roman Protasevici, care a fost arestat după ce regimul Lukashenko a deturnat zborul Ryanair la bordul căruia se afla, a fost condamnat la 8 ani de închisoare. Fostul redactor șef al canalului de Telegram Nehta, Protasevici, a fost găsit vinovat de organizarea revoltelor în Belarus. Alți doi colegi de-ai săi au fost condamnați în lipsă la 19 și respectiv 20 de ani de închisoare. Tribunalul regional din Minsk l-a condamnat pe Roman Protasevici la 8 ani într-o colonie penitenciară. Potrivit procurorilor, Protasevici, împreună cu colegii săi de la canalul de Telegram Nehta, au creat și au condus un grup extremist, au insultat președintele Belarusului și au complotat pentru a prelua puterea într-un mod neconstituțional. Roman Protasevici a fost arestat la 23 mai 2021 împreună cu partenera sa, după ce avionul de pasageri al companiei Ryanair, în care se aflau, a făcut o aterizare forțată la Minsk, capitala Belarusului, în timpul zborului de la Tena spre Vilnius. Autoritățile belaruse au justificat deturnarea avionului, care survola teritoriul lor printr-o amenințare cu bombă. După arestarea sa, Roman Protasevici a acceptat să coopereze cu ancheta și se afla în arest la domiciliu din iunie 2021. Iubita lui a fost condamnată la 6 ani de închisoare. El și-a declarat în mod repetat remușcările în videoclipuri difuzate de televiziunea publică din Belarus. Знаете, я скажу честно, уже я готов, наверное, морально и психологически к любому исходу, поэтому уже тут от меня ничего не зависит. Potrivit opoziției din Belarus, aceste declarații au fost făcute sub presiune. Alți fondatori ai canalului Nehta au fost condamnați azi în lipsă la 19, respectiv 20 de ani de închisoare. Canalul Nehta a jucat un rol cheie în mobilizarea mișcării de protest împotriva realegerii președintelui Alexandru Lukashenko în august 2020. Un atlet bulgar va alerga într-o cutie de sticlă timp de 15 zile într-un parc din Sofia. I'll be jogging on a treadmill and that's that. I'm not gonna have any books or telephones or computers. Atletul va alerga pentru a strânge bani într-o campanie dedicată tinerilor care luptă împotriva dependențelor. Mai multe detalii aflați în jurnal. Cel puțin 8 elevi și un paznic au fost uciși azi într-un atac armat la o școală primară din Belgrad. Alți 6 copii și un profesor au fost răniți și spitalizați. Poliția a arestat un elev în vârstă de 14 ani. El planificase atacul cu o lună înainte, făcuse o listă cu victimele și a sunat chiar el să-și anunțe crimele.
Atacul a avut loc azi dimineață în jurul orei 8 la o școală primară dintr-un cartier select din Belgrad, unde se află mai multe ambasade și muzee. Băiatul de 14 ani a venit la școală cu pistolul tatălui său și a deschis focul. Imaginile difuzate de presa locală arătau agitația din fața școlii. La scurt timp au apărut imagini cum poliția îl scoate pe suspect, al cărui cap era acoperit în timp ce era condus spre o mașină parcată în stradă. Potrivit poliției, minorul de 14 ani a sunat la 112 și a spus că și-a ucis colegii. El a fost găsit și arestat în curtea instituției. Atacatorul a fost identificat ca fiind un elev din clasa a 7-a. Autoritățile au anunțat că băiatul și-a planificat atacul cu o lună înainte. Asupra sa a fost găsită o listă cu numele copiilor pe care plănuia să îi ucidă. Planirao da ovo izvrši ovaj bio spisak dece koju je planirao da likvidira. Potrivit unor colegi de-ai săi, băiatul, care învăța foarte bine, fiind poreclit tocilar, s-ar fi enervat după ce a primit o notă mică la istorie. El a intrat în sala de clasă, a tras mai întâi în profesor și apoi a început să tragă la întâmplare. Unii elevi au sărit pe fereastră pentru a se salva. O elevă spune că s-a întins lângă doi colegi morți pentru a nu fi luată și ea în vizor. Se presupune că atacatorul se afla sub influența drogurilor. Presa sârbă spune că băiatul era un elev exemplar, fără probleme de comportament, ai cărui părinți lucrează în sistemul de sănătate, tatălui fiind medic. Cazurile de atacuri armate în școlile din Europa sunt extrem de rare. În Serbia, care deși are o legislație strictă, deținerea de arme este una dintre cele mai mari în Europa. Balcanii de vest sunt plini de sute de mii de arme ilegale în urma războaielor din anii 90. La Palatul Buckingham din Londra a avut loc o explozie. Un bărbat care a aruncat cartușe de armă în curtea reședinței regale a fost arestat. Între timp s-a aflat că pentru prima dată în istorie, la ceremonia de încoronare a unui monarh britanic, vor participa reprezentanți ai religiilor necreștine. Londra așteaptă cu nerăbdare încoronarea lui Charles al III-lea. Magazinele sunt pline de suvenire, străzile sunt decorate, iar repetițiile sunt în curs de desfășurare. La repetițiile din noaptea trecută în centrul atenției au fost aceste două calești trase de cai. În ele, noul monarh și regina consoartă vor pleca de la Palatul Buckingham la Westminster Abbey, după care se vor întoarce. Cu câteva ore mai devreme, în fața reședinței regale, a avut loc o explozie. Potrivit poliției, un bărbat care avea o geantă suspectă s-a apropiat de poarta Palatului Buckingham și a aruncat cartușe de armă. La scurt timp, muniția a fost distrusă printr-o explozie controlată, iar suspectul a fost arestat. Nu există relatări despre eventuale focuri de armă trase sau victime. Între timp, autoritățile au anunțat că pentru prima dată în istorie, la încoronarea unui rege britanic, care este și șeful Bisericii Angliei, vor participa lideri religioși musulmani, hinduși și evrei. Our history hasn't always been so simple and we haven't always lived freely. We haven't been able to practice our religion. But knowing that King Charles acts this way and speaks this way is tremendously comforting. La ceremonia de încoronare însă nu va fi loc pentru toți parlamentarii britanici, așa că aceștia vor trage la sorți. Potrivit planului inițial, doar 20 de membri din 650 ai Camerei Comunelor și 20 din 777 de reprezentanți ai Camerei Lordzilor trebuiau să primească invitații. Totodată, Marea Britanie nu a trimis invitații la ceremonia de încoronare, care va avea loc pe 6 mai, șefilor de stat din Rusia, Belarus, Iran, Myanmar, Siria, Afganistan și Venezuela. Au primit însă invitații la eveniment diplomați de rang înalt din Coreea de Nord și Nicaragua. Cu o săptămână înainte de începerea concursului Eurovision, iubitorii de muzică au început deja să se adune în orașul Liverpool, considerat patria formației Beatles. Se așteaptă ca evenimentul din acest an să adune 25 de milioane de lire sterline din turism.
Patria Beatles îi așteaptă pe iubitorii de muzică din întreaga Europa. Aici, la Liverpool, începând cu 9 mai, timp de 3 zile, va avea loc concursul Eurovision 2023. I'd say the city's bouncing, to be honest with you. They're really looking forward to it. You can see everywhere you go, there's like, you know, signs of Eurovision, everyone's like, you know, pepped up for it and that, so it'll be good. Liverpool's the home of music. It really is the home from way back when in the 50s, 60s, right up to now. That's going to bring a lot of money into the city. You know, the wholesale business, the pub game, even the taxis. And, you know, it's going to be brilliant for the city. Câștigătorul de anul trecut a fost Ucraina, dar din cauza războiului, organizatorii au mutat evenimentul în Marea Britanie, care s-a clasat pe locul al doilea. I think it's quite fair because UK helped Ukraine a lot. Ultima dată când Marea Britanie a găzduit Eurovision a fost acum 25 de ani la Birmingham. Se estimează că Eurovision va aduce cel puțin 25 de milioane de lire sterline. Tema concursului care va avea loc la Liverpool Arena este unitate, sărbătoare și comunitate. Coloana sonoră pentru eveniment a fost scrisă de compozitorul ucrainean Mihail Necrasov. We see that the whole city is in a Eurovision mode, totally. All the restaurants, all the bars, like, you know, are totally living it. And we can't wait to experience more things from the city as the Eurovision unfolds. It's one of my dreams to be in England, and it's really amazing that we are here in the city of music, in the city of everything happened in the past, and we are going to celebrate the Eurovision Song Contest here in UK. Favoriții concursului din acest an sunt Suedia, Finlanda și Ucraina. Câștigătorul finalei va fi ales doar de public, nu și de un juriu profesionist, așa cum era în anii precedenți. În câteva minute începe emisiunea O Seară Perfectă. Olga Țapordei se află deja în studio și ne spune ce ne-a pregătit pentru astăzi. Olga, bună ziua! Bună ziua, Daniela! Ca de obicei, am pregătit foarte multe informații faine, dar țin să-ți spun că astăzi vine la noi în vizită talentatul Alex Gurski, care are o expoziție în desfășurare și o să ne povestească mai multe detalii. La fel, o să vedem cum a trecut prima repetiție a lui Pașa Parfeni, fiind acolo în Liverpool, și o să vedem chiar de la Pașa ultimele detalii. Așa că, în câteva minute, vă aștept cu mare drag la O Seară Perfectă! Olga, îți mulțumesc! Un atlet bulgar va trăi într-o cutie de sticlă timp de 15 zile într-un parc din Sofia. El va alerga pe bandă pentru a strânge bani într-o campanie dedicată tinerilor care luptă împotriva dependențelor. Crasi Gheorghiev aleargă într-o cutie cu trei pereți de sticlă care a fost așezată pe un piedestal în fața Palatului Național al Culturii din Sofia. I'll be living there and I wouldn't have anything else inside. I'll have a bed. I'll be jogging on a treadmill, and that's that. I'm not gonna have any books or telephones or computers. Gheorghiev spune că acesta nu este un experiment fizic, ci este mai degrabă o provocare psihologică. El vrea să arate că atunci când pui pe cineva în cutie, se schimbă din punct de vedere psihologic. Fondurile strânse vor fi folosite pentru diverse proiecte de prevenire a dependențelor în rândul copiilor sub 18 ani. Are we talking about drugs? We're talking about digital addictions. We're talking about anything that kids and young people can get addicted to. Gheorghiev, un ambasador al organizațiilor caritabile, a alergat la aproximativ 30 de ultramaratoane în întreaga lume, precum și la o cursă de 217 km în Valea Morții din California. În 2019, Gheorghiev a alergat 1200 de km prin Bulgaria, Macedonia de Nord și Albania pentru a îndemna guvernele să construiască o infrastructură mai bună pentru a conecta oamenii. În 2018, el a alergat o cursă record de 36 de ore, în care a strâns fonduri pentru o tabără de antrenament și pentru cheltuielile de călătorie ale copiilor bulgari, care au învins cancerul pentru a putea participa la Jocurile Olimpice. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O Seară Perfectă cu Olga Țapordei. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 022 21 36 45. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă!